explicat de ce a fost citat? Veți da prima declarație în dosar? Nu dau nicio declarație. Dar de ce ați venit atunci? Mediator între dintre Claus Iohannis și Viorica Dăncilă? Mă lăsați să intru totuși la sediul ăsta plăcut aici. Spuneți-ne dacă credeți dumneavoastră că ar trebui să demisioneze Viorica Dăncilă. Eu vă rog să mă lăsați să intru acolo, că după aia obstecționați. O primă reacție ar trebui să aveți. Eu vă spun că dacă nu mă lăsați, o să vă acuze cei de la DNA că obstrucționați justiția. Pe cum mă lăsați? Hai, faceți domnule Dragnea, dar sunteți dumneavoastră cel care conduce guvernul așa cum susțin alte persoane în opoziție? Atenție! Eu vă spun că tot pe aici o să ies. Sunteți dispus să faceți un acord de cât mai avem? Ce prostie ai spus? Poți să repezi, te rog? Vă întreb dacă ați fi dispus să... Dar de unde ai spus chestia asta? Vă întreb. Păi de unde ți-ai venit? Cum să fac așa ceva? Să recunosc o vină pe care nu o am? Dumneavoastră ar trebui să ne spuneți. Dar de ce v-ați spus? Deci înțeleg că nu mai vreți să vorbim după aia. Am înțeles. Da. Vă așteptăm. Da, stimați telespectatorii, așa cum v-am promis...